doua conferință de presă a Partidului Social Democrat după alegerile din 27 septembrie. A venit momentul să... Dacă tot s-au liniștit zgomotele, s-au liniștit lucrurile după campania electorală, a venit și momentul prezentării, e adevărat, post-factum, a echipei de consilieri județeni în această campanie, ca de altfel în foarte multe campanii, în general, candidații au fost în lumina reflectoarelor și mai puțin listele de consilieri locali sau consilieri județeni. Noi am anunțat lista încă din data de 14 august. A fost o surpriză plăcută și pentru partid, dar și pentru electorat, sunt convins. Și cele 96.500 de voturi obținute la alegerile din 27 septembrie, pentru care încă o dată le mulțumim băcăvanilor și ne dorim să nu-i dezamăgim. Cele 96.500 de voturi sunt sigur și rodul muncii consilierilor județeni. Încă o dată explicit și foarte clar, le mulțumim celor 96.500 de băcăvani și obiectivul nostru pentru următorii 4 ani este să nu-i dezamăgim. Foarte mulți lideri de partide sau candidați au demonetizat ideea de echipă. Tam de sam, toți erau echipă, toți erau într-un fel sau altul, fel de fel de reprezentative. Cu siguranță și noi am fost o echipă, dar cu siguranță, spre deosebire de toți ceilalți, am avut spirit de echipă și mărturie la ceea ce spun eu este faptul că săptămâna trecută ați văzut listele comunicate, noile liste comunicate de șefii de partide, cu fel de fel de retrageri, fel de fel de declinări, fel de fel de excluderi. La lista de consilieri județeni a Partidului Social Democrat nu s-a întâmplat nicio modificare. Doar domnul Teslaru de la Buhuș a optat să rămână în Consiliul Local Buhuș. Dar noi îi mulțumim pentru faptul că a fost alături de noi în campanie și pe lista de consilieri județeni. Sigur, validarea mandatelor mai durează, este un calendar destul de laborios pe care îl vom urma și noi întocmai. Nu vom încerca, așa cum au făcut alte partide, să depunem mai târziu documentele sau să obținem numere antedatate, așa cum au încercat cei de la ProRomânia. Nu le-a ieșit, dar pentru asta se derulează o anchetă administrativă în interiorul Consiliului Județean, nu mai intru eu în detalii. Negocierile, înțeleg, pe partea cealaltă sunt în toi, se fac și se desfac fel de fel de candidaturi, se cuplează cu Consiliul Local Bacău, cu Consiliul Local Unești. Noi rămânem pe aceleași poziții pe care le-am anunțat și, și înainte de campanie, și în timpul campaniei, și la conferința trecută. Nu suntem o organizație opacă, suntem extrem de transparenți, suntem deschiși la alianțe, dar pentru că la alegeri locale, în primul rând, este vorba despre oameni, despre uninominal, este foarte important numele și prenumele candidatului sau candidaților pe care celelalte partide ar intenționa să ni le propună. Ca atare, aș vrea să parcurgem, nu neapărat în ordinea numelor de pe tricou sau în ordinea numelor de pe listă, poziții pe listă, toți viitorii consilieri județeni ai Partidului Social Democrat. Președintele Valentin Ivancea nu mai are nevoie de nicio prezentare, dar acoperă un mandat de consilier județean. Aș începe cu domnul Gelu Panfil, viitorul vicepreședinte al Consiliului Județean, așa cum am anunțat și la conferința din luna iulie de la Biblioteca de la Onești, că va fi viitorul vicepreședinte al Consiliului Județean. Sunt convins că ne vom ține de cuvânt cu ceea ce am promis oneștenilor atunci. Domnul Silviu Pravăț, titular de bază al organizației noastre, fost vicepreședinte al Consiliului Județean, va susține cu siguranță noua conducere a Consiliului Județean, așa cum a făcut-o, fără niciun resentiment, fără nicio remușcare, fără nicio frustrare, a făcut-o de-a lungul acestei campanii. Doamna Roxana Hârțescu, medic stomatolog, fost consilier județean, aș ruga pe fiecare să-și dea jos masca în momentul în care să avem măcar o poză pentru această importantă zi din
viața politică a PSD-ului. Fost consilier județean și mandatul trecut, medic stomatolog. Mulțumesc Roxanei pentru activitatea depusă și îi urez succes în nou mandat. Domnul Vasile Budacă, cunoașteți, a fost și consilier la cabinet la mine când eram președinte al Consiliului Județean, un pilon al organizației noastre în zona de nord-vest, un om extrem de apreciat și de susținut de foarte mulți primari din acea zonă, de la Balcan Solons până la Palanca sau până la Dofteana, toată zona de nord-vest, repet, bine acoperită de domnul Budacă și acest lucru este recunoscut și de primarii din acea zonă. Domnul Adrian Gavriliu, bine cunoscut tuturor băcăoanilor, un om care închide un an de prigoană și de auditare, și vă rog să sesizați ghilimele, din partea celui care a fost invalidat de 82% dintre băcăoani, mă refer la fostul primar, prigonit pentru că i-a spus ceea ce gândește și i-a spus în față, în interiorul organizației, ceea ce gândește despre mandatul pe care l-a avut și care, din păcate, este președintele unui club sportiv care are o bază sportivă ce momentan găzduiește un cort plin cu aer, e vorba de acel spital modular de 3 milioane de euro neconform, nerecepționat și nefuncțional și care, iată cât ar fi fost de util în această perioadă în care COVID-ul revine, putem spune, în forță, din păcate. Și iată cât de important este încă o dată și vreau să demontez minciunile care s-au propagat din martie încoace, fie de Pală, fie de Miroșeanu, cât de important a fost demersul nostru din 13 martie, era ora 22 seara, eram chiar în acest loc, atunci când am lansat în dezbatere propunerea de a operaționaliza etajele 4 și 5, valorificând starea de urgență ce se prefigura. Sigur, o respinsese prefectul Miroșeanu de la acea vreme, dar urma să o valideze președintele Iohannis două zile mai târziu. Starea de urgență care a permis contractarea de urgență a unor lucrări care s-au efectuat și iată că astăzi etajele 4 și 5 sunt operaționalizate și vindică și tratează pacienți de coronavirus. Și care, iată, se dovedesc insuficiente și ce bun ar fi fost acel cort dacă el ar fi fost achiziționat în mod cinstit de către guvernarea liberală. Dar probabil că vom mai reveni pe acest subiect. E acel cort care a fost anunțat de pe scara elicopterului de Tătaru, Pală și Miroșeanu și care astăzi este un balon cu aer. Pe locul 6 este domnul Adrian Nistor, este singurul absent de astăzi, unul dintre cele mai importante câștiguri ale noastre din punct de vedere politic și chiar și uman vorbind, un inginer agricultor, om de afaceri în agricultură pe zona de est a județului, lipsește astăzi pentru că are o problemă legată de familie, îi dorim mult succes și sunt convins că va fi alături de domnul președinte Ivancea la următoarea conferință de presă, este un om care cu siguranță de care veți mai auzi și care va avea un cuvânt de spus în politica băcăoană. Domnul Iulian Pavel Enea, locul 7, mic întreprinzător din zona Măineștiului. Domnul Iulian Pavel, alături de noi și în această campanie și înainte de această campanie, mulțumesc, Iulian. Domnul Vasile Izvoran, mai proaspăt venit în rândurile Partidului Social Democrat, unul dintre cei mai fini cunoscători ai fenomenului politic și ai fenomenului administrativ la nivel județean. Un om care mi-a făcut plăcere și înainte, dar și pe viitor, și va face plăcere și pe viitor să schimb idei, să mă mai sfătuiesc din când în când, pentru că nu ai de unde să le știi pe toate și domnul Izvoranu chiar este așa este depozitorul a foarte multe experiențe din politica băcăoană din ultimii 20 de ani. Îi mulțumesc că a venit alături de noi și sper să nu dezamăgim. Ion Cucerescu, ultimul sosit, vechi. A fost consilier și în mandatul precedent, este președintele PES Bacău. Președintele PES România este Victor Negrescu, colegul meu europarlamentar. Pastor Adam, frate de peste Prut, care vom mai dezvolta proiecte în Republica Moldova, chiar și în raionul Soroca, raionul care l-a felicitat pe domnul Paler pentru victoria reportată pe 27 septembrie. Probabil că ați aflat de acea felicitare sau
acea adresă primită la sediul Consiliului Județean Bacău după alegeri din partea celui care conduce acum raionul Soroca. Zona de educație este bine acoperită în această echipă de consilieri. Trei cadre didactice apreciate, doamna Ana Maria Igarmin, doamna Elena Cosma și domnul Alexandru Droiman. Sper ca doamna Ana Maria Igarmin, actualmente inspector școlar adjunct, să nu fie victima unei răzbunări politice din partea actualei guvernări, din partea Partidului Național Liberal, care clamează de foarte multe ori normalitate. N-a demonstrat acest lucru nici înainte de campanie, nici în timpul campaniei. Să vedem dacă această stare de normalitate va veni odată cu instalarea noului președinte PNL. Doamna Ana Maria Garmin este un cadru didactic extrem de apreciat la nivelul municipiului și județului și ne-am dorit să continue pe poziția de inspector ajung la inspectoratul școlar, să vedem ce înseamnă normalitate sau depolitizare pentru cei de la PNL. Doamna Elena Cosma și domnul Emilian Patriche sunt reprezentanții, dincolo de faptul că e un cadru didactic apreciat și doamna Elena Cosma, dar sunt reprezentanții seniorilor, pentru că trebuie să avem și seniori pe o listă destul de tânără sau matură la nivelul Consiliului Județean și sunt convins că se vor regăsi sau seniorii municipiului și județului Bacău se vor regăsi reprezentați sau interesele dânșilor se vor fi reprezentate așa cum trebuie de domnul Patrichi și doamna Elena Cosma. Mai nou veniți în rândurile Partidului Social-Democrat. Doamna Daniela Filip, un lucrător comercial, om inimos, implicat, care vine din lumea reală a Bacăului, vine de la firul ierbii. Nu toată lumea este șef, nu toată lumea conduce. Oamenii simpli cred că se vor regăsi foarte bine reprezentați de către doamna Daniela Filip, un om minimos al organizației noastre. Dacă tot vorbim de firul ierbii și eventual de gazon, sunt extrem de onorat și bucuros să-l prezint pe domnul Daniel Munteanu, sportiv de performanță, fost internațional în Naționala României, pentru care s-a cântat imnul național, antrenor actualmente la Aerostar, are o misiune dificilă de a redresa echipa Aerostarului. Mă bucur că a venit alături de noi. Este mai insolită prezența unui om de sport pe o listă de partid, dar îi mulțumim pentru asumarea dânsului. Sigur că el a venit alături de Gelu Panfil, nu este un secret acest lucru și îmi doresc să nu-l dezamăgim. Domnul Ionuț Andrieș este consilier județean din vechiul mandat, n-a avut mandat plin atunci, a venit ca urmare unor retrageri. Este un om bun la toate, la organizația noastră de partid. Organizația de partid funcționează și cu furnicuțe, nu funcționează doar cu calculatoare sau cu birotică. Îi mulțumesc lui Ionuț pentru tot efortul care îl depune și l-a depus și în această campanie. Bogdan Pleșca, cred că n-am închidem cu Bogdan Pleșca, mi-aș fi dorit să nu fie consilier județean, dar îndrăzneala dânsului de a abandona ipocrizia și politicianismul unei organizații condusă la momentul respectiv de Paler Ionel l-a costat, pentru că acolo la Măgura, în păcate, se votează încă cu mâna pe Biblie și cu mâna în buzunar. Asta este, a pierdut de o manieră stranie, îi asigurăm pe cei care conduc acum Comuna Măgura că vom sta cu ochii pe ceea ce se va întâmpla acolo. Să nu uităm că acolo este pe funcție este unul din primarii
condamnați ai Partidului Național Liberal. Mai sunt și alții, îi cunoașteți, nu mai reiau această temă decât la momentul oportun, pentru că asta se întâmplă la Măgura și în multe locuri, în multe localități conduse de PNL. Alexandru Droiman l-am prezentat cadrul didactic. Nu? Cei trei și-am prezentat cele două. Care didactice, îmi cer scuze, Alex. Zona Târgu Ocna, o propunere asumată și formulată de doamna Șotcan, doamna deputat Șotcan. Îi mulțumesc lui Alexandru că a venit alături de noi. Cam aceasta este echipa cu care noi am îndrăznit să atacăm alegerile. Sigur că a fost o asumare care a surprins pe mulți, faptul că și întreaga echipă de consilieri județeni a PSD-ului s-a schimbat fundamental. S-a dovedit că n-am greșit. Repet, am înregistrat un scor foarte bun, o diferență de 25.000 de voturi față de alianța de dreapta compusă din PNL-USR+. De fapt, a fost singura victorie împotriva unei alianțe de dreapta PNL-USR+, sau singura înfrângere înregistrată de cei de la PNL-USR+ la nivelul României. Și asta face cu atât mai frumoasă această victorie pe care am obținut-o cu toții și alături de ceilalți 63 de primari și ceilalți candidați care unii au pierdut la foarte puține voturi. Le mulțumesc și lor încă o dată. Dar sigur că acest lucru, dincolo de faptul că ne onorează, ne și responsabilizează pe viitor. Și de aici predau microfonul domnului Valentin Ivancea, după care aș vrea să răspundem întrebărilor adresate din partea mass mediei, fie mie, fie proaspeților sau viitorilor consilieri județeni. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Vă mulțumesc pentru participare. În primul rând vreau să mulțumesc echipei de consilieri județeni care au muncit în această campanie. Fiecare și-a adus aportul, s-a văzut, a fost ca o echipă unită și care și-a dovedit valoarea pe fiecare dintre cei participanți. Vreau să mulțumesc încă o dată celor care ne-au votat. 96.000 de alegători nu e puțin lucru și s-a creat un orizont de așteptare peste 96.000. În mod cert s-a creat un orizont de așteptare din partea noastră pentru a dovedi că ceea ce am spus sau ceea ce am promis, ce ne-am angajat, vom face. Vreau să asigur și alegătorii și colegii mei că ne vom stabili, obiectivele stabilite în campanie vor continua, așa cum am arătat în campanie, fiecare proiect inventariat și rezultatele obținute pe fiecare proiect, prezentate presei, prezentate opiniei publice, deschis, transparent și în perioada de post-campanie, așa cum am arătat ulterior, mi-am urmărit și urmăresc în continuare proiectele Consiliului Județean. Pe de altă parte, aș vrea să-i asigur că voi face administrație. Voi face o administrație eficientă și așa cum mi-am asumat eu angajamente, fiecare dintre colegii noștri din Consiliul Județean, cât și consilieri județeni, vor avea obiective stabilite clar. Eu cred că administrația publică poate fi cuantificabilă, ca atare fiecare va fi judecat după rezultat. E în funcție de proiectele inițiate, de proiectele implementate și de proiectele finalizate. În așa fel încât, la predarea mandatului, la finalul mandatului, fiecare să avem o radiografie a activității noastre. Nu vreau să spun mai multe deocamdată, până când o să fiu investit în această funcție. Acolo o să fac o prezentare mult mai detaliată pe fiecare instituție pe care o avem în subordine și chiar și în cadrul Consiliului Județean. Mulțumesc! Singură precizare, nu mai știu câte comisii sunt la Consiliul Județean, 5 sau 5, nu? Vedeți că avem
oamenii pregătiți să acoperim foarte bine comisiile. Acum constatăm că nu avem jurist, dar mizăm că zona de... Avem avocat, în schimb, pe domnul Panfil. Dacă sunt convins că sunt consilieri județeni la alte partide, poate chiar viitori aliați, care vor acoperi cu vasta lor experiență juridică Comisia Juridică. În același timp, trebuie să constatăm că nici nu avem oameni care sunt datori la stat cu zeci de miliarde, cum este domnul Olteanu de la PNL. Mare surpriză pentru mine că este pe listă, că este și validat. Un om care practic dă țeapă statului român, care nu este la zi cu datoriile față de statul român și din punct de vedere moral n-ar trebui să acopere nicio funcție publică. Dar dacă Partidul Național Liberal la nivelul județului Bacău își permite asemenea aroganțe, ce să spun? Le mulțumim frumos. Întrebări, Fabio. Este nerealist și împotriva logicii și împotriva firii să ne propunem al doilea vicepreședinte tot din rândul PSD-ului. Vă spun un mic secret și sper să mă credeți pe cuvânt. Și dacă venea al 19-lea consilier, cu siguranță al doilea vicepreședinte nu era de la Partidul Social Democrat. Este normal să avem o alianță, vedem cu cine vom avea această alianță. Poate fi cu încă două partide sau cu încă un partid. Să vedem cine se încadrează în minimele cerințe pe care le-am formulat în spațiu public legat de numele candidatului pentru vicepreședinte CJ, unde să susținem și noi cu cele 18 voturi ale noastre. Avem 18 voturi pe care nu le are niciun partid. Nici patru partide nu le au. 5 partide au 19 voturi, dar 4 partide n-au 18. Așa că cu siguranță negociază, știți și dumneavoastră că se negociază prin fel de fel, pe la saună, pe la restaurante, e treaba dânșilor. Dar vreau să văd și eu cum un partid ca USR-ul ar susține, care a avut o campanie fără penal în funcții publice, ar susține pe cineva care este trimis în judecată. Sunt anomalii pe care pot să iasă la suprafață din aceste negocieri pe care le poartă cele 5 partide. Să vedem. Noi mai durează până la validare și cred că se va negocia până în ultima zi, dar noi nu avem această preocupare acum, nu avem această apăsare, nu avem această presiune, grație, în primul rând, băcăuanilor. Singurele obiective pe care le urmărim este să fie o preluare cât mai eficientă de la fosta conducere sau de la actuala conducere și, cum a spus foarte bine domnul Ivan cea săptămâna trecută, ne interesează o alianță anti-Covid. Dar din o alianță anti-Covid sinceră și eficientă și care să lucreze cu celeritate. Nu acea alianță de prin martie până astăzi, doar de suprafață, în care PSD-ul vine cu propunerea pentru 4 și 5, propunem Consiliul Județean stimulente pentru medici, alocă bani pentru ventilatoare și la Onești și la Bacău. Apropo, ca să vedeți cât este de gravă criza, s-a alocat la nivelul lunii mai, dacă nu mă înșeală memoria, bani pentru ventilatoare. Termenele au fost 1 septembrie, 5 octombrie și pare să că nici pe 20 octombrie nu vin, pentru că este iarăși o criză a ventilatoarelor. Deci am investit în lupta cu anti-Covid și ne-am trezit cu fel de fel de mincinoși. De exemplu, fostul prefect și cu ministrul Tătaru, atunci când au venit la Bacău, nu vroiau să accepte și să comunice o realitate, că Inspectoratul pentru Situații de Urgență nu recepționează acel balon umplut cu aer. Acum,
Administrare, cred că da. Este o formă juridică prin care cele două etaje sunt administrate de Spitalul Județean. Clădirea mare are 7 etaje. Da. O formulă rapidă. Rapidă, da. Nu, asta e o întrebare care trebuie adresată primăriei, pentru că celelalte spații sunt ale primăriei, dar cu siguranță restul de executat nu poate fi decât subiectul unei licitații. Cred. Altfel nu văd cum, decât dacă tot o stare de urgență și o operaționalizare pentru coronavirus ar... Ați văzut... Deci, Spitalul modular la Iași este funcțional, nu vor să-i dea drumul. Balonul cu aer de la... Și mai sunt niște containere acolo achiziționate de primăria Bacău, dar care nu sunt utilizate. Singurele spații noi apărute în lupta cu coronavirusul sunt cele care au fost generate de parteneriatul dintre Consiliul Județean Bacău și primăria Bacău la ideea politică a Partidului Social Democrat. Politică, da, să nu ne mai ferim de acest cuvânt. A fost o asumare politică. Chiar dacă erau supărați cei de la momentul respectiv, fie prefectul, fie Pală Rionel, fie primarul municipiului, care i-a luat vreo 2-3 săptămâni să calibreze această idee venită din partea noastră. Dar am înfruntat toate aceste vicisitudini, dacă pot să le spun așa, bine că sunt operaționalizate și au fost operaționalizate, hai să spunem, la timp, pentru că vedeți că a devenit o... Criza de spațiu este reală în bătălia cu coronavirusul. Aici viitorul primar și viitorul președinte al Consiliului Județean trebuie să aibă o discuție, să vadă ce se poate face. Există foarte mari și multe proiecte care se află în derulare a nivelul județului. Și presupun că sunt și altele care vor să ar fi demarat. Ar risca acestea ca să fie încetinite sau fi în cazul în care nu o să vă asigurați o mobilitate? Nu văd o legătură. Nu văd o legătură. Sunt convins că toate proiectele care sunt în derulare și următoarele vor fi proiecte care vor dezvolta județul Bacău. Ca atare, nu văd, indiferent din ce parte a eșecherului politic sunt consilier județen, să nu votez. Cu alte cuvinte... Sau să nu ajute la dezvoltarea județului. Pentru că nu-mi propun decât proiecte care să aducă dezvoltare. Mai puțin festivism, mai multă muncă. Cam așa o văd eu, mai pe scurt. Pentru că tot ce se află în derulare sunt aprobate și probabil sumele angajate în mod corect, ce urmează să se deruleze vor fi pentru dezvoltarea județului. Deci nu văd de ce s-ar opune, indiferent din ce parte a eșecherului politic ar fi, un consilier județean pentru stoparea vreunui proiect sau neimplementarea unei. Dar ar putea avea o altă părere ceilalți care sunt. Vorbim o chestiune care ține de viitor, dar cred că constă în calitatea proiectului pe care îl punem în dezbatere și în aprobare prin hotărârile Consiliului Județean. Dacă sunt argumentate corect și legal, nu văd de ce s-ar opune. Eu cred că toți își doresc dezvoltare. Eu în mod corect, neapărat ideal. Bun, ar fi interesant de întrebat cei din partidul care guvernează în acest moment. Au totuși un an, împlinesc acum și ca un an de guvernare, peste o lună, 11 luni de când guvernează. Nu știm încă proiectul pe care l-au dezvoltat pentru județul Bacău. Noi încă nu știm, n-am auzit de niciun proiect cu o implicare 100% din partea actualei partii de guvernământ, decât acel balon de la baza Letea. Ar fi putut să ne ajute cu drumul de la județean de la Gura Văii, ar fi putut să ne ajute cu acceleratorul de particule de la Buncărul 2 de la radioterapie. Era foarte firesc să fie susținut un asemenea demers pe sănătate. Poate vor investi sau vor aloca sume pentru modernizarea clădirii în care suntem astăzi. Ar trebui să se desfășoare puțin domnii de la PNL, pentru că au vorbit
foarte mult și au făcut nimic în 11 luni de guvernare în județul Bacău. Au rotit prefecți, subprefecți, nici noi nu mai știm cine e prefect, cine e subprefect, dar proiecte și fapte, ioc. Asta este realitatea și dacă e altfel, îi rog să mă contrazică, vă rog să mă contraziceți. Singurele proiecte livrate județului Bacău sunt proiecte care au purtat amprenta guvernării social-democrate și care vor fi date în folosință chiar și în acest an, dacă vremea nu ne mai încurcă, deși, slavă Domnului, a fost un an bun pentru construcții. Pista aeroportului este la peste 90% grad de finalizare, dar nu 90% ca la rezerva de apă de vreo 6 luni. Eu vă promit că aeroportul internațional va fi funcțional în toamna acestui an, poate chiar în această lună. La fel cum contractul de peste 400 de milioane de euro pentru aplicația apă canal pe Puim va fi semnat în această toamnă. Dar acestea sunt proiecte care nu au legătură cu nici cu cei de la PNL, nici cu cei care au condus primăria Bacău. Asta este. Dacă vorbim de insulă, insula, să fim serioși, acolo s-au pierdut 2 milioane de euro. Nu, n-aș fi foarte mândru să mă laud cu insula de Agrement după ce am pierdut 2 milioane de euro, expresia incapacității administrative a primăriei Bacău, pe care noi am pus-o pe masa băcăuanilor încă din toamna anului 2019 și care pare să că mai știți ceva, apropo, mai știți ceva de proiectul Case pentru Tineri? Vă rog eu la ședința de Consiliu Local, o să rugăm și noi consilierii locali PSD care avem, să întrebe actuala administrație ce se mai întâmplă cu acel proiect din decembrie, care a strânit atâta vâlvă și atâta pasiune și atâta, care a fost votat, a fost susținut de toți consilierii locali, vă reamintesc, nouă de la Partidul Social Democrat, dacă mai știe actualul, fostul și actualul primar, deși sună ciudat, dacă mai știe ceva de proiectul Case pentru Tineri. Nu? E interesant, pentru că toată, o anumită parte a presei a găzduit acest proiect adresat tinerilor, l-a găzduit cu generozitate și nimeni nu mai pune nicio întrebare. Da. Eu rog combatanții politici și reafirm mass mediei băcăoanei că Partidul Social Democrat a schimbat dramatic nivelul de comunicare, în sensul că vom spune lucrurile pe nume și vom pune întrebări incomode și vom spune și realități incomode. Noi nu umblăm cu adevărul în gură așa cum umblă alții, îi știți cei care adevărul este, dar vom scoate la iveală multe realități incomode. Dacă mai sunt întrebări. Dacă nu, ne vedem săptămâna viitoare, pe măsură ce ne apropiem de constituirea Consiliului Local și a Consiliului Județean. Mulțumim frumos! Da, mulțumim frumos! Zi bună!